Bună revedere, dragi romascan! Bine ne revedem la o nouă ediție a emisiunii sportive din cadrul Roman 24 TV. Astăzi avem alături de noi pe cei din clubul de box al CSM-ului și anume cu domnul sportiv, domnul antrenor, domnul practicant, domnul îndrumător, cel care are grijă de această ramură sportivă la nivel de municipiu, domnul Radu Truparu alături de mine, care a venit împreună cu o parte din echipa sa. Dumnealor au participat la naționalele de cadeți. Arad, da. La Arad, după cum bine am înțeles. Și nu au venit cu mâna goală de acolo. Ce înseamnă acest lucru? Au reușit să urce pe podium, nu? Medale de argint și două medale de bronz. Da, prin, să zicem, acești doi tineri aici de față, vă rog să vă prezentați. Cum vă numiți? Miron Costel Cristinel. Medale de bronz. Medale de bronz. Stoica e doar medale de argint. Da, și a mai fost un bronz. Ian cu Dumitru, medale de bronz, dar nu a putut să vină nici probleme. Acum o să o luăm punctual și o să începem să intrăm în tema emisiunii de astăzi. Domnul Radu Oriparu, cum au decurs lucrurile, cum a decurs pregătirea? Noi am mai avut o emisiune anterior și o luasem etapizat, așa că încă nu erau competiții la nivelul acesta. Da. Iată că un vis sau o latură a ceea ce ați dorit din punct de vedere al performanței s-a îndeplinit, ați ajuns. Prima oară trebuie să mulțumim conducerii CSM-ului pentru că am reușit să ne afiliem la Federația de Specialitate, la box. Nu eram afiliați, nu puteam participa la campionate naționale. Absolut, pentru că fiecare club în parte trebuie să fie subuncis, da, la Ministerul Tineretului și Sportului, care să permită accesul în cadrul competițiilor naționale și internaționale. Și internaționale, da. Deci noi ne-am pregătit din iulie pentru campionatul național de cadeți. Știam că vor urma în decembrie și am făcut și câteva meciuri de pregătire la Unești, la Roman, dar nu suficiente. Înțelegi? Acum, marea majoritate din sportivii de la CSM Roman, pentru prima oară când participă la un campionat național, da, au văzut și despre ce este vorba și multă, multă muncă trebuie și de acum înainte. Da, pentru că în latura de sport de nivel înalt trebuie să ai și puțină experiență pe care automat o acumulezi sau o asimilezi participând, da, la astfel de nivel. Vreau să specific că e de Stoica, e de născut în 2007, deci cadet și la anul. Are șanse automat să-și depășească performanța, mai ales singură medalie în fața ta, dacă nu. Ești vicecampion național. Da. Deci asta vreau să spun, meciul a fost acolo. Deci putea să-l dea și pe Edi. Deci a fost undeva la paritate. Da, da. Deci meciul a fost transmis în direct, înțelegi? Da. La Cristi la fel, la Becali, la Iacu Dumitru. Tot așa au fost meciurile, acolo au fost, putea să dea și pe învingător. Da, meciul a fost foarte strâns, da. Au câștigat două meciuri și al treilea au pierdut, dar putea să dea. Cu certitudine, noi fiind sportivi, suntem și fair play. Asta, da, este decizia din moment. Asta pregătirea. Acum, ca și antrenor, ai sesizat, unii sunt sincopili și unii sunt așa, urmează o pregătire mai strictă. Da. Și după care, automat, atât timp cât să vine cu medalii la nivel înalt, urmează și un plus în care, să zicem că băieții au avut o viziune asupra campionatului, nu? Da, da, așa este, da. Deci vor urma de la anul mai, când vor fi campionatele de juniori, deja mâine la club când ne întâlnim o să avem o ședință cu sportivii, să discutăm pentru la anul, pentru mai, că te să o luăm tot așa din timp. Categoriile, da. Să faci, meciurile de pregătire te să faci la categorie specifică. Dacă faci 60 kg, te să faci meciul pentru 60 kg. Nu boxăm la 57 sau la 63 și la campionate facem categoria 60. Deci trebuie să stabilim exact categoriile dinainte să știm exact a ce ne pregătim. Asta este atributul antrenorului, să știi concret, da, despre ce vorbești. În momentul în care pregătești un sportiv, pregătești și categoria, pregătești și tehnica, da, pregătești și reflexul, viteza, forța, absolut toate ramurile. Deci avem vorbit la Iași, la Unești, la Bacău, la Suceava. Deci de la anul să ne întâlnim, să facem foarte multe meciuri de pregătire pentru că s-au cunoscut acum
cum s-au cunoscut, că n-au fost meciuri de pregătire, n-au fost meciuri suficient și datorită faptul că a fost și pandemia. Și... Bine, experiența se acumulează cu timpul și se acumulează în momentul în care boxezi cu mai mulți sportivi, pentru că fiecare are stilul lui și de la fiecare ai ce să înveți sau ai să-ți corectezi anumite laturi sau să-ți adaptezi mișcarea în sine, pentru că la box, știi, toată lumea e vorba și de reflex și de viteză și de forță, da? Cumulativ trebuie toate puse pe aceeași axă și meritul antrenorului că știe să canalizeze aceste elemente și să inducă tinerilor, aici de față cadeții, aceasta, că boxul dintotdeauna, să știi, este o artă. Așa este, da. Și boxul poate fi practicat. Ați văzut la Cinevel, la Tyson și la 54 de ani, plecând de la, să zic, vârstii fragede, care e cel mai tânăr boxer care l-ai? 7 ani. 7 ani. Avem, seama, deci avem o grupă de copii se de 6-8 ani. Da, care se pregătesc. Avem 8-10 ani, înțelegi? 12-14 ani. Da, 14-16 ani. Deci avem copii, avem cadeți și avem juniori. Și juniori. Da. La seniori există ceva? Avem un tineret la sală 2004, Oancea. Ne pregătim, ne pregătim pentru... Cu certitudine o să crească lotul dacă... Pentru că la Roman Sportul este ceva apreciat și întotdeauna am specificat chestia asta în emisiune. Noi venim din ramuri sportive cu oferte pentru ca tinerii să aibă de unde alege. Dar cel mai bun și cel mai bun e că am găsit înțelegere la conducerea clubului CSM, la domnul Benche de la competiții sportive, la domnul director. Am găsit înțelegere și prin înțelegere am format un nucleu acolo de sportivi cu ajutor, deci dintr-o parte și dintr alta. Deci nu s-au pus probleme. Ce a fost nevoie, tot de s-a dat. S-a acordat. Acum o să stau de vorbă și cu băieții, să-i întreb așa, să începem din stânga spre dreapta. Spune și mie, frumos, cum te-ai simțit în ring, cum a fost la competiție? Emoții. N-a avut emoții pentru prima oară la campionatul național. N-ai mai participat și în alte competiții? Ai mai fost în alte? Am fost așa la meciuri amicale. Meciuri amicale, da. Dar oficiali, ăsta este primul meci oficial. Câte meciuri ai desfășurat în cadrul campionatului? Deci două meciuri. Și trei le-au pierdut. Deci în final, da. Trei meciuri în total. Trei meciuri, din care două ai câștigat și altele le-au pierdut. Da. Așa ca și, să zic, viziune, cum s-au părut adversarii? Cei cu care ai boxat, băieții, cum erau? Erau pregătiți, erau emoționați, erau... Erau pregătiți. Da, erau pregătiți, o parte dintre ei, erau parte dintre ei, dar n-au fost pregătiți mai bine ca ei. Deci că acolo se vede și valoare, înțelegi? Deci toți au fost aceeași valoare. Da. Ia spune-mi exact așa, o ultimă întrebare, cum te-ai simțit când ai fost pe podium? Emoții am avut. Da, și emoții și bucurie. Când eu am spus lui Edi și am avut o ședință cu băieți și am spus acolo, băieți, uitați-vă, sunteți pe podium. Foarte multe cluburi au plecat acasă care n-au reușit să ia medale. Da, deci sunteți norocoși că ați reușit, v-ați pregătit bine la categoriile voastre și ați reușit să luați medale. Foarte greu te mai întâlnești cu așa posibilitate. Depinde de tragere la sorți, depinde de categorii, deci e de la anul trebuie să facă aceeași categorie, să fie cap de serie la 52 de kilograme, cape de serie, aur și argint, aur merge pe parte, argint pe parte, sunt crească în finală. Corect. Deci, da. O pregătire mai bună? Mai pregătire mai bună, mai multe meciuri de pregătire, dar la categoria 52 de kilograme. Da. Asta trebuie să facă. Trebuie să păstreze categoria. Deci trebuie să păstreze, trebuie să mențină. Întrebăm și pe cum a fost la tine? A fost destul de dificil, să fiu sincer. Da. Foarte bine pregătiți. Sportivi? Foarte bine pregătiți, n-am ce zice. Tu, sportivul cu care ai boxat pentru bronz, cine, din ce oraș era? Din Târgoviște. Târgoviște. Și la tine din ce oraș era? La finală? La finală din Galați. Din Galați, dar Galați o să știi că e un reper ala, da. Acolo la... Și tot de la Galați au boxat și Iancu Dumitru pentru argint, știi? Da, acolo s-a oprit. Dar eu să fiu sincer, deci eu sunt foarte bucuros de rezultatele care s-au luat atât eu cât și conducerea clubului. Da, acum tu fiind în activitatea asta sportivă de 60 de ani, hai să fim serioși, tu știi foarte bine cum să
creionează un culoar favorabil sau nefavorabil, da, pentru că poți să fii într-o extragere mai facilă sau într-o extragere mai dificilă. Așa. Important este, indiferent de natura culoarului, ca sportivul să fie foarte bine pregătit tehnic. Da. Da. Deci, la noi, la sport individual, cel mai mult, contează pregătirea fizică și după aia tehnico-tactică. Da. Sunt laturi care trebuie să aplicate. Ai pregătire fizică, duci meci în picioare. Da. Cu cât e mai de anduranță sportivul, cu atât îl ajută. Deci, noi aici probleme nu am avut, noi am fost pregătiți foarte bine. Am fost pregătiți și fizic și tehnico-tactic. Au fost și knockout-uri? Au fost, da. Spre exemplu, în prima zi au fost 50 de meciuri. Da. Au fost în jur de 180 de sportivi la cadeți. A doua zi au fost vreo 40 de meciuri. Deci foarte multe meciuri, foarte multe la categorii. Înțelegi? Să termina la 11:30, 12 noapte, să termina acum. Și a început la 3. Deci vă dați seama. Deci noi am fost lotul, a fost format din 4 sportivi. Iancu Dumitru, Miron Cristi, Stoica Eduard și mai aveam un sportiv la plus 90 kg care în categorii mai dificile. Categorii mai dificile, Berescu Raul. Da, el a pierdut în primul meci cu un sportiv de la Steaua, dar deci prea multe pregătiri au fost la el. Vine de la sală mai nou, dar am zis, poate putem. Dacă faza că a luptat cu un sportiv de calibru de la Steaua, înseamnă că a luat și el contact cu viața de competițională în altfel. O văd și el despre ce este vorba. Este experiența pe care a trăit-o și pe viitor știe și el, la rândul lui, ce are de făcut în raport de categorie și în raport de meci. Da. Deci vreau să vă spun că la plus 90 kg au fost 13 sportivi, ce mai numeroase categorii, care de alte dăți erau mai puțin la categoria asta. Da, dinamica competițională prin naționale, să știe lumea, este cea care se manifestă la campionatul respectiv, da, pentru că niciodată nu o să coincidă numărul de sportivi de categorii la naționale în parte. Asta vorbesc, că eu am participat și la powerlifting și la culturism și la mai multe chestii. Dar întotdeauna o să conteze nivelul de pregătire al sportivului, că acolo se face diferența, așa, da? Este. Că el concurează cu 10 sau cu 20, el trebuie să fie... Trebuie să fie pregătit, da. Așa nu interesează. Deci sportivul nu-l interesează cu cine boxează. Corect. El trebuie să fie pregătit, să fie pregătit, să facă treaba. Culoarul necesar să-l faci singur. Da. Domnul Radu, în ultimii ani ați încercat să închigați o echipă cu care să mergem mai departe ca și municipiu, să demonstrăm că boxul romașcan este și a fost mereu în top. Știm că în vremurile anterioare au fost sportivi foarte buni în cadrul clubului de box romașcan. Cum vedeți așa pe viitor latura asta a boxului romașcan? Deci, dacă din punct de vedere financiar, dacă suntem sprijiniți în continuare, rezultatele vor veni. La sală, la CSM, avem 15 sportivi. Dintre 15, 10 sunt legitimați și încă mai vin copii la sală. Avem și 3 fete în sală. Poate ne pregătim la anul pentru campionatul național de fete, înțelegi? Dar totul, meciuri, trebuie foarte multe meciuri și bani. Da, pentru că în orice domeniu trebuie să ai un sprijin ca să ai un confort. Trebuie să ai un buget ca să știi ce meciuri ai, unde te duci, cât leși pentru campionate, cât... Da. Așa, ca și idei, perspective pentru sportivii romașcani sunt. Deja s-au venit cu 3 confirmări. Deci cu primul meci, da. Deci cu siguranță la anul la juniori avem din urmă. Deci plus acum de la cadeți, că trece Miron Cristi la trece la juniori, Iancu Dumitru la juniori, Berescu trece la juniori, numai Edi rămâne la cadeți și avem 2008 încă vreo 4 copii care sunt în pregătire, care au vreo 6 meciuri făcute până acum, dar la nivel de meciuri de pregătire sau amicale, da. Meciuri amicale. Sper. Ne pregătim de acum cu ei pentru campionatul național de cadeți la anul. Da. În același spectru al boxului, și echipamentul face diferența la un moment dat? Ce să spun, avem echipament, avem tot ce ne trebuie, știi, maieuri, shorturi, mânuși. Am cumpărat echipament, o luat conducerea clubului, mulțumim pe această cale, am cumpărat echipament, exact înainte de plecat la Arad,
am cumpărat echipament. Am observat că peste tot prin țară, până am trecut așa, sportivii romașcani au o vizualizare destul de frumoasă. Da, da, da. Că am discutat și cu cei de la Steaua și eu, la rândul meu, la, așa, cu cei din Bihor, cu cei din oameni cu state vechi în sporturi și, într-adevăr, se cunoaște legătura asta, pentru că în sport se manifestă și fair play-ul, știi? Da. Și în fair play îți respecti adversarii și întotdeauna le apreciezi calitățile, pentru că din chestiile astea înveți. Tocmai asta este și rolul competițional. Deci, boxul are tradiții veche. De pe timpul lui Maestru Bardă, Dumnezeu să le arte, înțelegi? Eu la minorul roman și la CSM și la boxul municipal roman de 25 de ani antrenor. S-a văzut alea că diferența că n-am mai fost la campionate naționale, eu ca antrenor cu sportivi, că mi-au spus colegi, mai să dai cam lipsit. Da, de acum înainte o să fiu la toate campionatele. Noi cu la minorul am fost la toate campionatele și am avut foarte multe rezultate. Știm, știm anterior, da. Dar în perioada când nu am mai avut buget. Cu certitudine, este și factorul ăsta actual cu problema care este, să știi, nu mai pomenim, nu-i cazul. Da. A restricționat un pic circulația și zona de sport și implicit antrenamentele la un moment dat, dar din punct de vedere al istoric vorbind, așa, romanul a fost prezent tot timpul în partea sportului național. Și pe boxul municipal roman este medalie la campionatul de seniori de la Arad. Da, Zenica Lucian, plus 90 de kilograme, medalie de bronz, boxul municipal roman. Foarte bine, deci e un plus valoare. Deci, total, 4 medale, dar 3 pe CSM, clubul care... Da, acolo se stipulează când clasamente, se fac niște fișe în care apare sportivul și clubul la care este afiliat, sau legitimat, mai corect spus că e vorba de legitimație aici. Ia să vă aud, băieți, acum să-mi spuneți care este următorul pas, cum vedeți voi pregătirea în viitor? Vei munci mai mult, vei trage, vei încerca să... Nu, antrenamente. Am luat antrenamente și mai serios, mai... Mai în forță. Mai da. Cât durează un antrenament la voi? O oră jumătate. Mai lucrezi și acasă, așa, individual, o flotare, da. O genoflexiune, da. Pare cu umbra. Un plus pentru ei. Știi că în momentul în care vrei să ai o evoluție pozitivă, trebuie să tragi și în afara antrenamentul reprezintă cadrul tehnic sub îndrumarea maestrului, da? Pentru că acolo el îți spune concret. Dai cu mânușa așa, alergi, faci genul, sari coarda, că coarda este foarte importantă dacă nu mă înșel. Dar în plus acasă, cumva trebuie să mai corectezi anumite elemente, mai ales că voi sunteți la o vârstă în care aveți șansa să evoluați foarte bine, foarte mult. Pentru că nu e mare lucru la anii voștri să obțineți medalii la naționale și să aveți o amprentă pozitivă ca și model de sportiv pentru cei de vârsta voastră, cel puțin. Da. Ca să nu zicem ca și mândrii pentru tot orașul, pentru că rezultatele pe plan național se contabilizează ca fiind plus valoare pentru comunitate. Dacă încercați să depășiți constant și să evoluați, o să deveniți un reper important și pentru alți tineri de vârsta voastră. Da. Deci ei trebuie să dea exemplu în sală la copiii care sunt veniți la începători. Da? Pentru că toată lumea zice ceva, eu fost la campionat, la medalii de argint, înseamnă că să ne arăte și nouă lovituri, scheme. Automat, da, pentru că el a simțit la cald. Pleacă de... Da. Și medalii sunt foarte greu, să știți, da, nu se ia medalii așa ușor, înțelegi? 3 meciuri, 4 meciuri la medalii, înțelegi? Nu mai e boxul care a fost înainte, că erau mai puțini. Deci acum chiar au fost foarte, foarte mulți. Fiind și vidul ăsta de competiție anul acesta, am observat și eu unde am fost la naționale că a venit cam toată lumea, toate cluburile au avut intenția de a participa. De ce? Pentru că sportivii își dezvoltă capacitatea și își motivează latura sportivă prin competițional. Așa este. Muncești 6 luni, un an de zile pentru o competiție în care să demonstrezi ceea ce ai acumulat ca și tehnică, ca și informație, ca și sport. Am trecut și pentru că au făcut și testele. Deci aici o fost o leacă mai complicat cu testele astea. Știm, știm. Nu am avut un să-l facem, ne-am dus la Iași, la o clinică privată, acolo. Da, mă rog, ne-am descurcat și totul. A fost totul bine. Mai e un aspect în cadrul competițional. A venit și Anadu, nu?
Da, acolo. Da. Asta nu lipsește. Urmăritorii noștri, ANAD înseamnă Agenția Națională Antidoping. Da, dar cum bine este știut, la noi nu cred că vor fi probleme din punctul ăsta de vedere. Nu au fost probleme la așa ceva. Pentru că copiii trebuie educați în spiritul mișcării curate. Dar trebuie pomenit în linii mari pentru ca să luăm aminte că este o lecție de viață și din sensul acesta, să fim sănătoși. Că asta e cea mai importantă. Să nu trișăm și să nu și să încercăm să rămânem pe palierul corect al sportului. Domnul antrenor, în ultima perioadă ați sesizat că a crescut interesul pentru mișcarea și în sine pentru ramura sportivă, pentru box. Da. Ați pomenit că veți face și veți participa și la naționalele de fete. Da. Aveți date concrete când se vor realiza sau nu a apărut calendarul? Nu a apărut calendarul competițional, dar fetele totdeauna au fost în iulie sau în august. Că am sesizat și eu în ultima perioadă campioanei europene, avem la nivel european și mondial. Da, dar noi am avut la Roman fete, Branchi Cristina, au fost la lotul național, au medaliat cu argint și au fost la lotul de ediție animale, Cristina Branchi. Dar a stat o perioadă foarte scurtă, a terminat facultatea în dreptul, după a dat la Academia de Poliție, și actual acum e poliție. Da, ca să înțeleagă tinerii că prin sport poți să-ți arăți și un drum în viață, da, o carieră, da? Că te modelează, te disciplinează, îți dă o șansă în plus la o probă sportivă, la o viteză de reacție, chestii în genul ăsta. La fel, în Roman, tradiția puternică și la fete este și la lupte. Vreau să spun că... Și colegii de-a lui Cristina Branchi sunt antrenoare la Slatina. Turcin Luminița, care Cristina a boxat cu ea în finală, înțelegi, campion, înțelegi, e antrenoare la Slatina. Înțelegi? Acum am avut o discuție așa. Amicală, da, că ai oportunitatea să te întâlnești pe traseu. Da, noi sperăm să extrapolăm și în latura asta, pentru că orice sportiv care ne reprezintă la nivel național, reprezintă un plus. Sperăm la junior, sperăm la fete să luăm medale, la cadete să luăm medale. Da, ați făcut așa pregătim o... Și ne pregătim foarte bine. Clubul, noi ne pregătim pentru meciurile astea, pentru campionate naționale, din 2019, de când suntem la CSM. Da, am mai avut o discuție anterior și pomenisim atunci că targetul era la medalii naționale. Am fost în pregătire, iar acum suntem afiliați la federație și nu mai sunt probleme. Absolut. Care ar fi, de exemplu, dacă v-ați fixat obiectivul pentru următorul campionat național cu cadeți, cu băieți? Da, e de, sigur medalii de aur, da, și cel puțin cu 2-3 medalii. Da, astea sunt obiectivii palpabile. Da, la junior la fel, cel puțin 2 medalii și la fete, dacă reușim să participăm și la fete, tot așa, 2 medalii. Da. Sunt chestii realizabile și chestii normale. Da. Trebuie multă muncă și seriozitate. Da, nu poți creiona o competiție fără să nu ai și așteptări la ea. Că de asta te pregătești. De asta ne pregătim. Da. La cadeți cât e lotul? Cât va fi? Câți băieți vor participa la anul? Da. Aici, sigur, 6 băieți, dar aici depinde și de buget. Da. În funcție de cum se poate. Da. Deplasările sunt foarte lungi, de o săptămână de zile. Masă, cazare, transport, e o leacă de cheltuială. Da, implică niște deplasări de lungi, da, pe durată lungă. Și noi am avut noroc, să spunem așa, numai pe la Herculane, pe la Băie Ferii. Da, deplasări lungi, deplasări lungi, stai 8 zile și plecă de casă. Da. 2 zile pe drum și 6 zile competiție. Da, pentru că sportivul trebuie să ajungă odihnit. Da, el te spunească, astăzi boxează, luni boxează, marți recuperare, boxează miercuri. Și joi, vineri și din finale. Implică oarecare durata competiției, plus emoția din moment. Da, plus, mai ales că e prima dată, cum a fost când ați intrat în sală? Acolo. Dacă nu au fost așa mulți sportivi, dar la cântar, dimineața la cântar, știi? Erau sportivi, cântarul și vizita medicală, început la 8, era 10 și nu se terminase. Da, pentru că este un proces de durată, se completează fișele fiecare sportiv, da, și după care sunt... Legitimațiile, da, fiecare categorie și au fost la 38, 38,5, 40, 41, 43, 44, 46 și în continuare până la plus 90 kg.
Da, e un proces de durată asta, așa este, pentru că trebuie fiecare sportiv în parte să-și demonstreze kilogramele, să fie luat în bază de date, să... Da, da, da. Creene. Tragerile la sorți au fost după cântar sau erau... Da, după cântar, deci pe data de două au fost trageri la sorți și puteți să boxați. Deci la cântar a mers numai care au boxat în data de 3. Ah, da, în ziua precedentă. În ziua precedentă, da. Înainte se făcea cântarul toată lumea odată. Da, acum nu mai, datorită faptul că COVID-ul ăsta... Încearcă, da, să iau măsuri, că și asta am zis așa la noi, să iau măsuri stricte pentru ca competiția să se desfășoare în condiții optime. Și asta mi se pare ceva firesc, atât timp cât există un pericol, să nu, să încercăm să ținem sportivii departe de pericolul ținii. Pentru că în chestia asta avem și noi obligativitatea să încercăm să educăm și să, ca și sportiv, ca și oameni în primul rând, să luăm toate măsurile necesare să aplicăm ceea ce cere societatea actuală, da? Da. Da, când se spune să stăm în casă la ora cutare, stăm în casă. Asta da, nu avem certitudine, nu avem să comentăm, mai ales noi ca sportivi nu prea comentăm, da, noi punem în practică disciplina, prin asta se manifestă. Dar atât timp cât se realizează competiții, fie și în perioade de genul ăsta mai dificile și mai sunt și rezultate, cu atât mai multe satisfacția mai mare. Așa este, da. Da? Da, așa este. Pentru că ce se întâmplă? Ai sentimentul că n-ai muncit o jumătate de an sau un an degeaba. Da, pentru că aici te pregătești 2019 pentru 2020, 2020 pentru 2021. Totdeauna sunt de zile, obiectivul pentru, sunt în viitor. Da, da. Asta este. Cu latura alimentară, ai regim strict cu băieții? Cum? Nu. După antrenamente, eu știu, acum știu despre ce este vorba, știu că cu slăbirea, știu că adică trebuie să fii în categorii, trebuie să, da, deocamdată, de ce nu am avut probleme aici? Pentru că s-au stabilit dinainte categorii. S-a respectat strict. S-a respectat, au știut, cât faci fiecare trebuie să fac categoria lui. Da. Ia să întreb acum băieții pe final, ia spuneți-mi, ce să faci la următoarea competiție? Ce ți-ai propus? Să mă antrenez mai mult, să muncesc mai mult și sper să iau măcar argintul la anul. Așa va fi. Dacă îți dorești cu adevărat, tu ce urmărești mai departe? Să la fel, să muncesc mai mult la antrenamente. La tine e o singură medalie, mai știu, atât? Da, da. Care cu certitudine trebuie să iei. Da. Dacă mai mult ambiții și cu siguranță, ambiții și cu siguranță la anul vom fi campioni. Acestea au fost discuțiile în raport de CSM Box oficial. Vă mulțumim pentru atenție și sperăm să venim cu rezultate mult mai bune. Da.